Fermierii hunedoreni care au solicitat ajutor pe schema de minimis pentru tomate au primit o sumă frumoasă de bani pentru fiecare hectar însămânțat. Pentru acești legumicultori, conform reprezentanților Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, suma acordată prin schema de minimis va crește în viitor. Ținând cont de faptul că pentru anul 2020 se preconizează o sumă de 6.000 de euro în loc de 3.000 de euro pe suprafața de roșii în spații protejate, numărul producătorul la nivelul de județul Hunedoara o să crească. Și am înțeles că se dă sprijin și pentru construirea de noi serii și solarii și sprijin pentru subvenționarea căldurii. Eu cred că la nivelul cel puțin cu 20% o să fie mai mulți producători care cultivă roșii în spații protejate decât în prezent. Mai mult, există perspectiva ca în județul Hunedoara să crească numărul cultivatorilor și de alte leguminoase, pentru care este în plan, conform celor de la Direcția pentru Agricultură, acordarea de ajutoare bănești prin scheme de minimis. S-a dat anul acesta și la usturoi, minimul 30 de ani. Din păcate, în județul Hunedoara nu avem nici unul înscris. Am avut o persoană identificată, dar nu a putut să planteze din cauza că nu a avut semânță pregătită. Dar de la anul ne-a informat că cultivă 5 hectare de usturoi la nivelul județului Hunedoara. La anul se extinde și pentru ardei și vinete și alte legume. E prevăzut în hotărârea de guvern care să apară în toamnă. Acest aspect este unul pozitiv, nu doar pentru agricultură, ci pentru întreaga economie hunedoreană, în condițiile în care județul cu peste 50% din suprafață cuprinsă în zona montană nu este unul ce a excelat în domeniul legumiculturii.